despre prezență fizică la școală. Vorbim de primarul orașului Țicleni, Radu Constantin, care dorește ca elevii să meargă la școală fizic și nu online. Edilul spune că în online copiii nu vor învăța niciodată ca și în formă fizică la cursuri. Toate unitățile de învățământ de pe raza orașului sunt dotate cu tot ce este necesar pentru protecția elevilor, a mai spus edilul. Eu nu prea sunt de acord cu online-ul. Copiii, am înțeles, și a fost cea mai bună măsură. Dacă s-a bolnăvit și e pozitiv, să stea acasă, iar în rest școala ar trebui să meargă înainte. În online copiii niciodată nu o să învețe. Sunt liberi, sunt ca și vorba aceea în vacanță. Școala să se facă fizic, nu online. Avem totul, măști, avem dezinfectant, totul este ok. Dar cum sunt și alte localități cu multe cazuri, așa suntem și noi. Ieri am avut 24, situația nu-i prea bună, e cam roză, dar trecem prin el. Am rezolvat acum cu vaccinarea să vaccinăm și noi la un doctor de familie aici, chiar astăzi ne vine vaccinul. De mâine încolo putem să vaccinăm și la noi, în localitate. Sperăm ca toată lumea să se vaccineze, să scăpăm odată de acest virus. Numeroase proiecte are în plan primarul comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, chiar și la final de an. Infrastructura rutieră, canalizarea, dar și alte investiții importante pentru localitate vor fi realizate fie pe fonduri europene, fie prin programul Angel Salini, spune edilul. Fire la situația drumurilor din comuna Bălești, deja am depus două proiecte pe programul Angel Salini. Este vorba despre drumul comunal care bate linia 2, stat Bălești, din zona Burbuleu și statul Tămășești. De asemenea, am mai depus un alt proiect, tot de infrastructură rutieră, pentru statul Ceaurul. Aceste două drumuri sunt depuse în cadrul programului Angel Salini. În derulare avem proiectul pentru implementarea rețelei de canalizare în statele Sălpășești, Tolojan, Găvănești, drumul național, zona Pornești. Este lucrare în execuție. Au fost niște probleme din cauza finanțării în cadrul acestui program. Treburile și-au revenit la normalitate. Acum este vorba și despre condițiile meteo, să demarăm lucrarea cu celeritate. În discuțiile care le-am avut cu Antupo, am preferat să terminăm zona de sate de deal, de până asta mă refer la satul Găvănești, satul Tolojan, sau undeva de la începutul anului viitor să începem lucrurile pe zona drumului național, în satul Tămășești de sus, până în latra nouă a satului Pornești din satul Oase Bălești. Avem depuse tot în cadrul programului Angel Salini extindere de canalizare în satul Seci, statul Asova, state componente ale comunei Bălești. De asemenea, pe fonduri europene am depus un drum de infrastructură agricolă. S-a deschis această sesiune și sunt foarte bine cu punctajul. Sperăm să prindem acest drum. Este un drum de forță majoră care ar priviza traficul pentru utilajele agricole. Punctul acestui drum de plecare este din zona statului Bălești, zona Burbuleu, până în statul Sălpășești. Se servește o suprafață de peste 800 de hectare de teren și este o lucrare binevenită pentru toți agricultorii care avem în comuna noastră. Lucrând de asemenea tot în cadrul proiectului Angel Salini la implementarea rețelei de gaze în statele Sălpășești, Tolojan, Găvănești. Aici suntem în parteneria cu vecinii noștri, comuna Arcan și comuna Rumpu. Vom depune un proiect mai mare din parteneriat. Sperăm ca aceste proiecte să fie implementate în cadrul acestui program Angel Salini. Canalizarea este o prioritate pentru comuna Bolboș. Primarul Viorel Rotaru a declarat că a depus deja un proiect în acest sens. Am depus un proiect acum pe canalizare. Canalizare în comuna Bolboș, care se extinde de câteva sate. Valoarea fiind foarte mare, nu putem face în toată comuna momentan. În ceea ce privește reabilitarea și asfaltarea drumurilor comunale, primarul Viorel Rotaru a anunțat că în curând se va face recepția drumurilor. Reabilitarea drumului cu asfaltarea care sunt pe final, doar trebuie să face recepția la asfaltarea la Ostoiță.
Horia Rovinar scoate la concurs un post de învățător și unul de profesor de matematică, învățământ gimnazial. Aceste angajări au loc pentru implementarea proiectului Proeducație finanțat din fonduri europene nerambursabile POC 106-803. Candidații trebuie să aibă studii superioare, 5 ani de vechime în muncă, din care 2 în specialitate. Termenul limită de depunere a dosarelor este 17 noiembrie, iar concursul va avea loc pe 25 noiembrie proba scrisă și 2 decembrie interviul. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Zi frumoasă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766554732 și spune stop durerii. Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353-418-425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.